City a Târgu Mureș a încheiat la egalitate 6-6 partida din prima zi a turneului UEFA Futsal Cup, în fața campioanei Belgiei Châtelino. A fost un meci nebun pentru campioana României, care la pauză s-a văzut condusă cu scorul de 3-6. În al doilea joc programat, City a întâlnește campioana Greciei. Gruparea mureșeană City AS a obținut un punct important, cât o victorie în compania campioanei Belgiei Châtelino, într-un meci ce a contat pentru prima rundă a turneului UEFA Futsal Cup Main Round, găzuit de Sala Sporturilor. Golurile formației mureșene au fost înscrise de Cioma, German, Mimi Stoica și Alioani, cei doi din urmă reușind dubla. Meciul a fost unul nebun pentru echipa pregătită de Cacioe, între care s-a văzut condusă la pauză cu scorul de 3-6. Meciul era departe de a fi jucat. Mureșenii au ieșit de la vestiare deciși să întoarcă rezultatul. Pe finalul jocului, City AS a reușit egalarea. Puțin înainte de a se termina partida, Stoica a trecut pe lângă golul victoriei, dar șutul a fost respins de lângă bară. Campionii României au avut dezavantajul lipsei de pe banca tehnică a antrenorului principal Cocio Endre, suspendat două jocuri după eliminarea din sezonul trecut la turneul din Cehia. În a doua partidă programată, City AS va întâlni campioana Greciei Atina 90, un joc în care va avea neapărat nevoie de victorie.